fix pe această configurație, așa cum și-a luat-o proprietarul, ele nu există pentru că e posibil să nu se poată livra, pentru că au termen nedefinit din cauza acestei crize de semiconductori și alte aspecte. Așa că, în linii mari, este o mașină atât de complexă, încât nu prea găsești două exemplare la fel, decât dacă cei care le-au configurat sunt ăștia de la reprezentanță și fac un lot cu mai multe bucăți ca să le vină mai repede. Trei spații de depozitare unde se poate pune numerar, în al doilea buzunar buletinul și permisul de conducere și în al treilea diversele carduri bancare de transport în comun sau de acces pe la diverse garaje, companii, fiecare pe unde lucrează, iar calitatea asamblării este una exemplară, fiind făcut din piele naturală, vopsită natural, cusută după metode din acestea clasice. Sunt niște cusături cu autostrângere care nu se desfac niciodată, oricât l-ai umple, el nu se lățește foarte mult. Detaliile sunt lucrate foarte bine. Pielea, cusăturile, patina, făcându-l mai mult decât un simplu portofel, este un articol vestimentar până la urmă, așa că vă recomand să încercați așa ceva și o să vedeți că este un obiect deosebit. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. Asta e aproximativ lirica unor versuri interesante dintr-o melodie compusă de o formație numită Men at Work din Australia, care mie dragă pentru că, pe lângă că sună bine melodic, are niște versuri foarte bine puse în context și este o reclamă minunată pentru statul australian, care e foarte amplu prin cultura pe care o are, în special pentru mașini. Și îmi place foarte mult acea melodie pentru că în anii 80, pe final, atunci când Australia, ca echipaj național, a câștigat Cupa Americii la yachting, la linia de sosire, cineva a venit și a pus la boxe răsunând această melodie, care se numește I Come From The Land Down Under, adică pământul ăla de dedesubt, respectiv cum e numit Australia în raport cu Occidentul, pentru că se află cumva pe partea aialaltă. Și videoclipul acelei melodii conține un Bully, un Volkswagen pe care l-am prezentat recent. Și de ce am făcut intro ăsta? Pentru că mi se pare că genul ăsta de mașină ar trebui cumpărată în lume de către oamenii care au fost hipioți când erau mici. Când erau tineri, de fapt, în floarea vârstei, în niște state unde probabil n-aveau neapărat probleme economice, ci erau pur și simplu rebeli împotriva unor reguli foarte conservatoare, fiind niște oameni antisistem, însă mulți dintre ei fiind din familii cu bani, cum a fost, de exemplu, Jim Morrison, un exponent bun al conceptului acela de flower power, în ideea în care taicăsul era barta mai generalul, amiral, de fapt, de marină, și fiul aparent era un boschetar drogat obosit, dar care, prin poezia lui, pusă pe melodiile foarte bine compuse de către Ray Manzarek, organistul formației Doors, ne-au dat probabil unele dintre cele mai mișto melodii făcute vreodată, pentru că, la fel cum e și cu mașinile, este și cu muzica. Nu există o melodie perfectă. E vorba de rețetarul ăla general, de perioada din care provin, de mesaj, de melodicitate și toate respectă un fel de set de reguli, oarecum nescrise, care fac ca melodiile alea, atât de diferite între ele, să fie la fel de mișto și ascultabile. Și ăsta, V-Class 2025 aproape, este una din mașinile pe care ți le poți cumpăra acum, dacă ai fost fanul dubițelor Volkswagen din perioada hippie, alături de diverse Forduri Transit care pot fi convertite în rulote, multivanurile care au și un nivel de echipare Bully pe care s-ar putea să-l, la un moment dat, să-l filmez recent și o să vedeți o scenă pe fundal care merită toată lauda, nu știu dacă camera reușește să o surprindă, un cuplu de tineri iubiți se joacă cu un cărucior. Și astea sunt niște amintiri care îți rămân, care n-au legătură cu banii. Și deși mașina asta costă puțin peste 100.000 de euro, dacă ți-o permiți și o iei exact cum a luat-o proprietarul pentru a-și face niște concedii memorabile, pentru că nu se vede aici în filmare, dar mașina are un pat din acela cu cort montat deasupra, îți faci niște amintiri care sunt inestimabile din punct de vedere valoric și nu se cuantifică financiar. Așa că, realmente, orice marca ai alege, cu siguranță și ăștia de la Volkswagen și cei de la Mercedes îți oferă destul de multe chestiuni în acest segment și există și niște nișe de lux făcute de firme precum Detlefs, Hymer sau chiar divizia Maybach a lui Mercedes, care are asemenea modele făcute într-un stil mult mai detaliat pe interior. În esență, ăsta este un Vito.
la bază. Și este o mașină care provine dintr-o lungă serie de dubițe, să le numim așa, făcute nu unde credeți voi și de către cine credeți voi, pentru că în esență ele n-au neapărat treabă cu Mercedes-ul din Germania și sunt făcute în Spania, în zona orașului Bilbao, mai exact la Vitoria Gasteiz, că de-aia se numește Vito. Și era un banc foarte celebru pe care l-am zis și când am prezentat V-clasul anterior, care contează foarte mult în intonație la acel banc unde pui virgula, și anume, ce mașină este aia, iubitule? E Mercedes Vito. Și la care ea răspunde, dobitocule, nesimți ce ești, că nu, eu nu te-am insultat. Doar că ea n-a înțeles gluma și probabil mulți dintre voi ați înțeles-o. Vito, sau Vitoria Gasteiz, orașul ăla, face parte dintr-un concept de fabrici care s-a văzut pe la mai mulți producători. Pentru că, de exemplu, în Portugalia există o uzină unde s-au făcut tripletele alea interesante Ford Galaxy, Volkswagenul Charan și Seatul Alhambra. Și s-au făcut timp de mai multe generații. La Vitoria Gasteiz, până să înceapă dubițele astea de pasager sau cu uniză așa mai de mașină luxoasă, a existat duba aia numită MB100, care era un soi de Mercedes Vario, dar mai mic, compact, o duba anilor 80. Și a fost un proiect care continua de asemenea niște mașini făcute sub licență acolo. Și toate cele trei generații de Vito sunt fabricate acolo. Variantele astea de lux se numesc V-Class și pe măsură ce timpul a trecut s-au produs niște schimbări. Versiunea inițială avea motor transversal cu tracțiune față și avea o variantă interesantă cu cod motor M104.982, nu mai țin minte exact. Și deși citind codul ăla, te-ai fi așteptat să găsești un Mercedes 6 în linie M104, de fapt găseai un VR6 de Volkswagen, care era mult mai potrivit pentru acel compartiment motor compact. Ăla este practic Vito-ul ăla din dubele, sau este duba de jandarmerie din celebrele versuri a reformaților precum Paraziții și Mafia, care cred că se află în prezent și în prezent în echiparea jandarmeriei, dar sunt de mult ruginite și au cam ieșit din activitate majoritatea. Generația a doua, mie mi se pare că a fost cea mai mișto, pentru că a trecut pe o arhitectură de motor longitudinal cu tracțiune spate sau integrală, exact cum este și acesta, însă n-a avut versiuni de motor transversal cu tracțiune față, așa cum a fost primul exclusiv și cum are și acesta opțional. Și chestia asta s-a întâmplat și la Sprinter. Și e interesant să vezi că alea aveau motoare mari, au avut inclusiv versiunea AMG cu motoare mari de 5,5 sau 6,3, inclusiv versiuni Brabus făcute, adică mi se pare super tare să ai un animal de motor din ăla pus pe o mașină care nu se vrea în vreun fel a avea valențe dinamice și sportive, dar este genul ăla de mâncător de kilometri de autostradă mai mult decât minunat. Și a doua generație mie mi s-a părut puțin mai închegată, era așa, mai masivă, un alt atu pe care îl consider în continuare foarte bun în raport cu această versiune, deși pe partea de costuri și mentenanță, pe termen mediu, cât ai un leasing, s-ar putea ca asta să fie versiune mai bună, este că pe anteriorul model puteai lua motorul V6 OM642 3000 diesel, care are o savoare aparte. Deși ăsta e mai puternic decât era ăla, ăla avea un fel mai rotund așa de a merge, fiind totuși un motor în 6 pistoane, dispuse în V, care și-a cam dovedit robustețea dacă era întreținut. Din păcate, noua generație nu oferă altceva decât motoare de 2 litri și maxim 2 litri, pentru că ele pot fi configurate pe variantele Vito, comerciale sau de pasager cu motor transversal și cu motoare de origine Renault-Nissan, adică OM622, cum sunt ele numite, care de fapt este codul lui Mercedes pentru Renault, motorul Renault care este numit R9N și R9M, care sunt de 1.6 sau 1.7 DCI și sunt cumva făcute la comun, că și Daimler a avut un amestec, dar n-au nicio legătură cu OM654 de sub această capotă. Au avut la pre-facelift și 2.2 CDI, care de fapt e 2.1 CDI, 2143 de centimetri cub, OM651, un motor de asemenea destul de robust dacă îl întreții. L-am povestit și răspovestit în nenumărate alte filmări, așa că nu mai intru chiar în detalii, pentru că el nu mai poate fi luat pe această mașină. Și practic, păcatul pe care îl văd eu în raport cu această generație și cu cea de Sprinter și cu ce face Ford, și de-aia la Audi Iveco din punctul ăsta de vedere, că Iveco, care este bun, cum e rima aia, nu-i mașină ca Iveco nici la deal și nici la peco, este că este singurul producător de dube
fie de pasageri, fie de transport marfă sau persoane sau alte chestii, care mai oferă 3 litri diesel, într-un format de până la cap parcă 207 cai. Dar și astea și alea s-au maturizat în alte direcții de electrificare și trebuie să recunosc că totuși ăsta așa cum este, e cam cea mai luxoasă opțiune de monovolum pe care o poți lua, pentru că pachetele de opțiuni și configurarea mașinii sunt efectiv interminabile. Mi-ar lua, cred că, 2 ore să fac un full option, cum se spune, cu 400 de butoane la genunchi sau cât ori vrea domnii de pe OLX. Așa că e una din variante. Ce nu-mi place mie la varianta asta de mașină este că fittingurile nu sunt la fel de bune ca cea veche, dar recunosc că pe parte de scaune ai un confort bun. Climatizarea este bună, este bine antifonată, chiar dacă e un 4 cilindri de 2 litri, având totuși 237 de cai sau 240, depinde de variantă, deși motorul ăsta oficial pe foaie poate să aibă într-un sistem mild hybrid cu 1993 de centimetri cubi, nu 1950 cât are acesta, până la 265 de cai. Însă realitatea demarajelor făcute cu acele mașini și măsurate, pe mine unul mă duc cu gândul la o putere reală de vreo 300 de cai la volantă și vreo 240 la roată. Motor slab nu este, problema e că e destul de forțat, are 2 turbine, litraj mic, este motor de mașină, nu de utilitar. Și aici, din punctul meu de vedere, Iveco Sofim 8140, care acum se numește F1A, F1C de 2.3, respectiv cel de 3.04 cilindri, îl bate la curb ăsta din multe perspective. Însă ăla e un motor mai mult cu accentul pe utilitate, pe sarcină, pe marfă, pe făcut treabă. De asta un Iveco Daily este o dubă infinit mai mare și este pentru transport heavy duty. Așa că nuanța acestui motor e totuși potrivită pe această mașină și părerea mea personală este că dacă tot ai banii s-o iei, cred că ai banii s-o și întreții. Și schimbul de ulei la 7500, 10.000 de kilometri și 6 luni, mai ales că e o mașină care e destul de grea, voluminoasă, de obicei vei transporta bagaje, marfă, se presupune că motorul e destul de muncit. Și atunci dacă vrei ca, nu știu, 5 ani cât ai leasing-ul ăla să n-ai probleme, schimbă uleiul mai des, nu-l lăsa 2 ani și 30.000 de kilometri, că cu siguranță dacă faci chestia asta, când vei schimba uleiul, va trebui să schimbi și turbinele și culbutorii. Niște probleme destul de mari la aceste motoare în acest sens. Alături de cele de Audi 3.0 Turbo, benzină V6 pe formatul EA839, care tind să aibă un design destul de prost la culbutor până prin 2021. În cazul Mercedes-urilor 296 în linie și a acestor OM654 de 2 litri, este neapărat necesar ca periodic, dacă motorul este forjat, să se schimbe culbutorii. E o operațiune care la un service multimarcă Mercedes costă vreo 2500 de lei și dacă se întâmplă să se rupă acei culbutori, dauna financiară este exponențial mai mare. Sunt puțini care vorbesc de problema asta, însă în sprijinul meu vin cu foarte multe link-uri pe care le pot da de la servisuri care fac asemenea operațiune și care au postat pe TikTok, Facebook, Instagram și toate mediile de socializare, concret cazuri reale de turbine făcute muci și de culbutori rupți și de motoare care necesitau reparații de peste 10.000 de euro. Așa că, din rațiunea eficientizării motoarelor, au mai subția niște aliaje, materiale, așa că motorul ăsta nu duce abuz, în sensul în care e de preferat să aștepți să se încălzească, să-l conduci relativ constant, să aștepți să își intre cumva în drepturi să se trezească și neapărat să faci reviziile timpuriu. Dacă însă vrei să ții mașina doar câțiva ani, poți să nici nu-i faci revizie și o vizi mai departe, dar cu siguranță ăla care o cumpără s-ar putea să aibă niște chestiuni de rezolvat la ea. Așa că asta este o mașină, zic eu, interesantă, care pleacă de la 60.000 de euro și limita superioară de preț probabil ajunge spre 200.000, poate chiar și peste. Și sincer, dacă ar fi să-mi iau o mașină din asta și să vreau ceva super interesant, m-aș îndrepta către Hyundai Staria, nu din perspectiva tehnică, ci a confortului, dar mai ales m-aș duce pe Toyota Alphard sau Lexus-ul LM, care ar fi putut fi importate la noi, dar ajungeau la un preț de vreo 185.000 de euro și probabil s-ar fi vândut câteva bucăți și nu renta să importe așa ceva. Astea se întâmplă să coste uneori lejer peste 100.000, depinde cum au fost configurate și am mers cu multe configurații. Interesant este că Mercedes a cumpărat de la Volkswagen sau cumva a reușit să pună mâna pe divizia asta care face conversiile astea de rulote și anume Westfalia, care este practic o firmă ce inițial a fost fondată și preluată cu ajutorul lui Volkswagen și acele Westfalia erau inițial buliuri, transportăuri.
De-aia acum, astea nu se numesc Westfalia pentru că sunt niște procese, să zic așa, însă dacă e o variantă Marco Polo, este de fapt carosată de acei indivizi și mi se pare interesantă geneza asta și cum a urmat mai departe. Repet, performantă mi se pare pentru că nu e genul de mașină cu care să te dai în stambă în depășiri să faci 0-100, are un număr decent de cai, are opțiuni enorme pe partea de confort, însă, la fel cum se întâmplă cu multe configuratoare bogate, vei vedea faptul că există niște limitări, adică, de exemplu, ele vin în format de caroserie de 4,9, 5,13 sau 5,17, nu mai țin minte exact, să le rotunjim la 5,15, să fie o medie între, sau 5,3 metri, cum este acesta, adică normal, lung și extra lung. Problema este că la ăsta, de exemplu, cel puțin din anumite chestiuni din configurator, cu această echipare care e peste medie, nu poți să pui, de exemplu, scaune ventilate pe rândul 2 și pe rândul 3. Proprietarul a vrut, n-a putut să pună. Nu are keyless entry, dar are keyless go, adică trebuie să o deschizi fizic din cheie pentru că nu are comutatoare pe clanțe. Nu are plafon panoramic, o chestie pe care eu totuși o apreciez pentru că la aceste mașini chiță e foarte tare interiorul din perspectiva acestor plastice, că e foarte lungă și se deformează. Dar dacă intri pe configurator, poți să vezi că adăugând, de exemplu, motorizările astea mai performante, cele slabe au 120 de cai, astea medii 163 și pe urmă încep cele de 190 și puterea ăsta este de 237. Poți să adaugi și tracțiune integrală, tracțiunea e cam 2000 și un pic și este tracțiune reală cu diferențial, adică pe centru are o casetă făcută de Magna Powertrain care are un set de pinioane și practic e un diff real cu pinioane planetare, adică motorul cu transmisie adapă o carcasă de diferențial care mai departe de acolo trimite separat un cardan către spate și unul către față. Adică avem trei diferențiale, este un 4MATIC făcut de Magna Powertrain, același producător care face și X-Drive-ul și sistemele Quadra Track, Quadra Drive, Select Track și Command Track și toate alea de Jeep. Și de asemenea face și versiunile Q4 de Maserati și Alfa Romeo. Așa că cine zice că 4 e cel mai bun sau 4MATIC-ul cel mai bun, a fost că sunt cam aceeași firmă, cel puțin 4 Ultra egal BMW X-Drive egal acest 4MATIC Plus care nu are diferențial central și este montat pe anumite modele performante de AMG. Cert este că e top de top pe partea de motor în configurator, că scai ăștia mulți, are tracțiune integrală, cutie automată nouă G-Tronic, suspensii pneumatice, are și suspensii Agility Control care pot fi controlate electronic, asta însă este cu perne și diagrama de suspensie e una specifică unei dube, în sensul în care ai niște brațe heavy duty pe față cu amortizor McPherson, iar pe spate ai doar două bascule, una care este pe o parte și una pe cealaltă, de tipul trailing arms, adică brațe A care rămân în urmă și sunt foarte mari și late și au o geometrie care poate păstra puțin camberul roților și permite o simulare, să zic așa, de suspensie multibraț. Însă pe ea vin amortizoare, parcuri, perne, ce ori mai fi pe acolo, în funcție de echipare și asta înseamnă că nu e la fel de confortabilă ca un GLS, de exemplu, care are balonul mai mare la anvelopă și sunt niște mașini mai versate prin felul în care au suspensiile multibraț făcute. Sunt poate mai grele ca acestea, dar au și o gamă de motoare puțin mai potente. Așa că, păcat că nu mai are 3000 diesel, dar totuși pentru cine cumpără o asemenea mașină nouă, nu va regreta motorul ăla din perspectiva puterii, pentru că ăsta trage cam la fel. Dar cine apreciază nuanța unui motor cu mai mult de 4 cilindri, o să regrete un pic acel V6. Și ăla, de exemplu, deși era mai fiabil, avea și el bubele lui pe garniturile de termoflot, intrările în turbo, filtre, chestii, și ăla e un motor care chiar și cu piese boschet de revizie, te duce la 1000 de lei revizia la bordură. Uleiul, filtrele de aer, astea sunt destul de scumpe prin volumul lor, prin mărime, nu neapărat prin cantitatea de, sau prețul unitar, să zic așa. Și mai devreme erau niște îndrăgostiți oameni, acum văd în fața mea doi porumbei îndrăgostiți care se plimbă pe aici și mi se par mișto analogiile astea, semn că trebuie să ne relaxăm și precum zicea Monty Python, always look on the bright side of life. Așa că sunt convins că sunt oameni care urăsc din rărunchi această mașină pentru că probabil au avut, nu știu, distribuții rupte, probleme de AdBlue, chestii de-astea, să nu mai aud în viața mea de-asta, alții care nu vor să audă de Volkswagen. Eu unul astăzi îmi propun să vă arăt cât de mișto e latura bună a acestei mașini, volumul interior, cum arată desenul, pielea, dotările, deși se constată niște diminuări de calitate, cum ar fi renunțarea la anumite sectoare antifonate, anumite zone nu mai sunt capitonate
și lipsesc anumite opțiuni care ar fi putut să fie. Eu personal am intrat pe configurator mai devreme și am văzut că există posibilitatea de echipare la un asemenea extra lung cu tot felul de pachete care includ reglaje electrice, încălzire, ventilații pentru scaunele și de pe rândul 2 și 3. Însă, fix pe această configurație, așa cum și-a luat-o proprietarul, ele nu există pentru că e posibil să nu se poată livra, pentru că au termen nedefinit din cauza acestei crize de semiconductor și alte aspecte. Așa că, în linii mari, este o mașină atât de complexă, încât nu prea găsești două exemplare la fel, decât dacă cei care le-au configurat sunt ăștia de la reprezentanță și fac un lot cu mai multe bucăți ca să le vină mai repede. Marco Polo-ul simplu, Horizon, este cel care are, de exemplu, un pat deasupra cu o saltea antifonată cu burduf de extensie, dar nu are kitchenetă sau toaletă și există Marco Polo-urile alea care sunt și cu instalație de apă caldă, chiuvetă, au ceva mai multe chestii de dotări ca să poți să stai mai mult timp în ea, nu doar două zile. Și alea sunt deja la alt preț, sunt personalizate pe partea asta de dotări, însă la fel și Maybach-urile care se fac pe această variantă sunt interesante și inclusiv EQV-urile, care arată exact la fel, doar că sunt electrice, mi se par perfecte pentru zona de aeroport. Volkswagen oferă și o configurație plug-in hybrid a acestor mașini, care însă nu e neapărat dinamică, dar oarecum e rentabilă pentru orașe cum e Londra, unde în centru nu ai voie cu motor termic pentru că sunt taxele mari, poți să intri, dar te costă 50 de lire pe zi și atunci mașina aia nici măcar nu este încărcată. Logica ei e foarte simplă. Să zicem că ea zilnic face curse Luton, centrul Londrei, de la un hotel de renume. Habar n-am. Să zicem hotelul Harrods, care nu există. Tu de la bucata de limita orașului până la aeroport și înapoi, mergi pe modul încărcat în mers. Consumă 15%, 20% în afară, doar că pe tine nu te interesează costul ăla, că oricum obții din serviciile de cazare. Și atunci tu duci pasagerii la aeroport și când te întorci înapoi cu sau fără pasageri, tu în plimbarea extraurbană ai încărcat bateria aia plug-in hybrid suficient cât de la hotarul orașului până la hotel și înapoi la hotarul orașului să mergi pur electric și asta înseamnă congestion charge zero. Și chestia asta aduce mai mult profit și acoperă excedentul ăsta de consum, care poate părea mare, aoleo, 15, 17, 20%. Asta merge pe un format convențional diesel, care, de exemplu, pe Bulli UT7 nu fusese încă oferită la lansare, cel puțin în România. Acum însă poți să le comanzi și cu 2.0 TDI, care au de asemenea un sistem cu două turbine, în unele situații care pot să ducă și ele pe la vreo 190-200 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. Da, în linii mari, cam asta e tehnica mașinii, însă vreau să mă axez mai mult și pe motor acum, pentru că o să-l arăt și pe sub capotă. Dacă tot am flow-ul verbal, încep să-l zic de acum, că ar fi păcat să nu-l zic. Acest OM654 este un motor care e făcut modular. Este cu un volum unitar de piston de 500 de centimetri cub și există un frate mai mare al său care se numește OM656. Familiile astea când au apărut aveau 1950 de centimetri pentru 4 cilindri și undeva în jurul a 2927 pentru cele de 6. Pur și simplu adăugai încă două pistoane identice la cel de 4. Din punct de vedere tehnic sunt absolut identice în part la comun. Bujii incandescente, injectoare, supape, arbor cu came, evident, cu numărul corespunzător de came implicit lungimea. Distribuțiile nu că sunt la fel, sunt la fel și la benzină, sunt absolut identice, exact aceleași componente, doar că înăuntru antrenează lucruri oarecum nu neapărat diferite, cât cu altă complexitate, pentru că benzina față de diesel diferă. Blocul este construit identic, sunt circuite diverse de eghere, mai ales la diesel, aici e diferențiarea că sunt mai multe anexe, și la un moment dat a apărut o optimizare, în sensul în care motorul a fost montat și transversal și ca să înlocuiască de fapt dependența de Renault pe motorul de 1.5 diesel sau pe anumite versiuni care nu erau produse de ei, au făcut o M651 ăla vechi și în format de 1.8 și în format de 2.2, care erau montate și transversal și longitudinal. Dacă are Q în coadă, este montat de alatul, că vine de la Querbau, care înseamnă de alatul în germană. Ideea este că acel motor a trebuit optimizat mai departe și atunci l-au făcut mild hybrid, însă mărindu-i cilindrea la 1993 de centimetri cubi pentru 4 cilindri și 2967 pentru 6 cilindri. Deci de la 2.9 conceptual a devenit un 3.0 veritabil. De ce am explicat asta? Pentru că sunt niște motoare tehnic diferite, în sensul în care variantele cu
cilindree puțin mărită, vin cu o cursă a pistonului cu 2 mm mai mare, și la 4 cilindri și acum și la 6. Și nu au curea de accesorii, sunt ediția târzie a acestui sistem, unde compresorul de aer condiționat și pompa de apă sunt electrice. Chiar dacă mașina nu este un full hybrid, dar are un sistem de 48 de volți mild hybrid și starterul demarorului este integrat în volantă, este făcut de Mitsubishi, că poate vă întrebați cine face la ei chestiile astea, și de asemenea vei vedea sisteme BorgWarner sau Garrett pe partea de turbine. Și există variante cu o turbină, atât la 4 cât și 6 cilindri, sau cu două turbine. Asta este una cu două turbine. Și vei vedea că au de asemenea niște artificii tehnice interesante, dar aș vrea să iau cumva într-o structură, am deschis așa linia asta generală. Practic, mărirea acelei curse a facilitat cumva un cuplu puțin mai bun în anumite situații, gestionarea mai ușoară a raportului de compresie, fără să trebuiască să schimbi major volumul camerei de combustie datorat de forma pistonului, și în cazul ăsta, pentru că e 4 cilindri, are și 2 arbori de echilibrare pe pinioane. Blocurile și chiulasele sunt de aluminiu, însă pe interior au acel fin nici de nano slide, care nu este un alusil sau nicasil, ci este un precipitat, să zicem așa, de oțel, care practic are o componență de carbon ce îl situează undeva între fontă și oțel. Și este, în esență, ca o cămașă clasică de fontă, doar că nu este inserat acolo, ci este depusă. E foarte subțire, dar suficient cât să fie un metal simplu, robust, care nu necesită tot felul de artificii tehnice pentru a funcționa corect. Așa că acum ne vom axa strict pe acest 4 cilindri, deci am explicat structura generală. Distribuția este una în spate și are 3 lanțuri, 2, pardon. Unul care are formă de triunghi, în sensul în care arborele cotit, pe lângă că mișcă, în cazul celui de 4 cilindri, 2 pinioane contrarotative pentru arborii Lanchester, care anulează țopăiala aia motorului și practic îl echilibrează pe plan secundar, antrenează un lanț triunghiular care se duce pe un segment superior și în capătul, dintr-o parte, antrenează pompa de înalte, care este cea de motorină, cu presiune de injecție între 2050 și 2700 de bari în funcție de generația motorului, și pe urmă continuă peste un pinion. Acel pinion are în plan secund alți dinți care nu sunt în planul lanțului și care antrenează activ arborele de evacuare. Și printr-un alt pinion, sau între ele cu pinioane, sunt legate cele două axe cu came. Și în felul acesta, practic, ai un grup superior de 3 pinioane care antrenează strict trenul superior, distribuția, și în zona de medie, unde se află pompa de înalte, mai este încă un lanț care e mic, scurt și coboară jos, și acolo că sus n-are cum, precum în celebrul film Scandal în Bike-ului, cu Nala, știți voi ce, unde baba aia zice bine că nu poți să cobor jos. Și reveni la asta, că mai fac și tot felul de gânduri ciudate care poate n-ar trebui menționate. Jos de tot acolo se află pompă de ulei și pompă de vacuum tandem. Pentru că ăsta are frâne convenționale, încă nu folosește frâne hibride, electrice, electromecanice și alte sisteme. Așa că, practic, tandemul ăsta de distribuție, aflându-se în spate, poate genera niște costuri mai mari când va fi vorba de schimb. Eu personal nu prea am auzit de distribuții sărite, rupte la genul ăsta de motoare, însă am auzit de culbutori rupți. Și motorul ăsta are ceva destul de complex pe partea de arbori, pentru că pe admisie și pe evacuare n-ar fi o problemă că sunt culbutori cu compensare hidraulică, problema e că nu au lagăr prin alunecare, ci au un rulment cu niște ace, needle bearing. Și problema e că acele alea se subțiază și ele stau într-o cătare, într-un spațiu, și la montajul inițial acele piese sunt mai mari decât fereastra de ungere. Deci n-au cum să iasă pe acolo. Problema e că de la uzură ele se subțiază și ies de acolo și acel culbutor devine o camă. Și practic distruge tot trenul superior de supape și motorul se autodistruge pentru că și înghite aceste bucăți care se sparg. E, problema este că pentru a-l face eficient, acest motor are nu unu, nu două, ci 3 circuite de EGR. Și al treilea, care este mai neconvențional, este obținut printr-o distribuție variabilă numită Camtronic, adică pe arborele de evacuare are niște cartușe mobile, care sunt practic două profile de came, și în funcție de niște comutatoare electromecanice care se mută dintr-o parte în alta, electromagnetice, scuzați, se alege unul din alea două profile și practic este un set dublu de profile care favorizează la pornirea la rece reîntoarcerea prematură a gazelor aprinse fierbinți în camera de ardere. Și chestia asta îți permite să cobori raportul de compresie, dar pe de altă parte face mai multe lucruri. Crește eficiența la pornire, că
se încălzește mai repede motorul și de asemenea vei vedea că există posibilitatea de retur intern al gazelor de evacuare pe lângă cele două circuite de eghiere de înaltă și de joasă presiune, care au fiecare câte un răcitor. Diferența este că pe înaltă presiune ai un răcitor cu comutare, adică poate sau nu să fie gazul trecut prin fagurele răcitorului, în timp ce la joasă presiune sunt tot timpul răcite. Înalta presiune leagă galeria de evacuare de cea de admisie și joasă presiune leagă zonele de joasă presiune, adică tot ce urmează după traseul de filtre și catalizatoare cu intrarea în turbo. Și astea, printr-o jonglerie calculatoristică, funcționează în tandem sau separat în anumite evenimente de funcționare ale motorului. Injecția este cu injecție directă common rail cu injectoare piezoelectrice și există de asemenea bujii din alea de control, iar sistemul de turbine este un BorgWarner Regulated Two Stage, care are turbina mică de presiune mare cu geometrie variabilă și ea funcționează la turațiile mici și turbina mare de presiune mică este cu wastegate și între ele există o supapă de legătură pe partea fierbinte care lasă la turații mici gazele să se ducă doar peste palele turbinei mici. Iar progresiv, pe măsură ce turația crește, clapa deschide și automat chestia asta înseamnă că încep să primească gaze ambele turbine, părțile fierbinți. La turație maximă, când clapa deschide complet, geometria variabilă a turbinei mici blochează accesul gazelor pe palele turbinei mici. Și în felul acesta, întregul debit de gaze se duce peste turbina mare. Însă pe părțile de compresoare, ele sunt înseriate, adică partea fierbinte este în paralel, poate să meargă unul sau celălalt sau chiar ambele într-o proporție, însă pe partea rece, întotdeauna aerul intră întâi peste palele compresorului turbinei mari, care e pentru turații înalte, este doar trecător la turații mici, că turbina e oprită din punct de vedere dinamic, și după aia, printr-un tub, intră în palele compresorului turbinei mici, care este pentru turații joase, dar are presiune ridicată. Însă, la un moment dat, când participă ambele turbine, există legătura asta dintre turbine, care este făcută progresiv. Practic, gazul, aerul întâi intră pe turbina, pe compresorul mare, este precomprimat un pic și se duce către turbina mică și mai departe în intercooler. În schimb, sistemul este dozat la turații înalte prin faptul că pe admisie există un dop care blochează accesul aerului peste palele compresorului turbinei mici și astfel la blană, întregul debit de gaze de evacuare se duce peste turbina mare și întregul volum de aer de admisie trece doar peste palele compresorului turbinei mari, practic turbina mică fiind parcată, dacă putem spune așa, deși ea conceptual se rotește un pic pe acolo, care o curgere de gaze. Și în felul ăsta vei vedea că există trei profile de funcționare care sunt reglate de aceste supape de control, geometria fiind electrică, iar cea fixă de la turbina mare este pneumatică, alături de supapa de control care este pneumatică și blocatorul de pe admisie este sub forma unei bile cu arc care cedează la o anumită presiune. Și în linii mari, dacă stai să te uiți la chestiunile astea, putem rezuma că este un motor foarte complex. Și cam asta a fost prezentarea lui. Ce urmează după este o cutie nouă G-Tronic, care nu mai este la fel de modulară precum cea veche, în sensul care are unități de mecatronică și chestiuni de ansambluri interioare, mult mai ample, care nu pot fi înlocuite individual și se merge pe calupuri. Dar cutia asta totuși are o rație foarte mare, un raport între minim și maxim, 9 trepte fiind practic un exces de câteva sus ca să poți să faci coasting pe autostradă, cruising la turații mai joase și față de 5 și 7 G-Tronic nu mai are două trepte de marșarier. Are și o pompă secundară electrică pentru sistemele astea de start-stop sau un acumulator, după caz, de presiune și este o transmisie care și-a cam dovedit fiabilitatea, fluența și e una din cutiile alea bune, dar din nou, la fel ca la motor, uleiul schimbat mai des, adică nu pe viață, consideră că pe viață înseamnă 5 ani sau 120.000 de kilometri, deși dacă mașina asta tractează, merge tare, face mult oraș, eu aș schimba la 3 ani și 60.000 de kilometri sau când se întâmplă chestiile astea, pentru că, repet, e mult mai ieftin să schimbi acele uleiuri și filtre interne decât să faci tot felul de alte modificări. Evident, având și o casetă de transfer, are și ea un ulei care trebuie servisat, diferențialul față. La Mercedes-uri nativ a fost o problemă, pentru că el se află într-o zonă caldă unde este baia de ulei. Așa că uleiul ăla din diferențial tinde să fiarbă destul de ușor. Și o mare problemă este că panta diferențialului este spre spate, adică cardanul din caseta de transfer urcă cumva spre direcția sus și atunci foarte ușor diferențialul ăla poate să rămână fără ulei dacă există o scurgere. Și chestia asta
paradoxal, deși nu prea e antrenat că mașina e mai mult tracțiune spate, face ca diferențialul față să cedeze de multe ori mult mai repede decât cel din spate care el a forțat antrenat tot timpul. Așa că dacă vreodată servisezi personal mașina asta după garanție, desfă întâi bușonul de umplere și după aia ăla de golire ca să știi că poți umple, că dacă ai golit fără să poți să umpli, rămâi cu mașina pe rampă și neapărat asigură-te că pui uleiul corect la cantitatea corectă și inclusiv la servisuri când vă duceți, întrebați de mai multe ori dacă operațiunea s-a făcut, pentru că am văzut foarte multe situații în care, din păcate, au uitat să pună ulei. Adică dacă nu-l schimbau, era mai puțin grav, că măcar era ceva acolo. Dar să mergi tu pe uscat niște mii de kilometri fără nimic în pinioanele alea, egal dezastru și la portofel și în zona mecanică a mașinii. În rest, problemele lor, părerea mea, că stau pe multă electronică. Am un amic care lucrează în fabricile unde se montează mașinile astea, că acum se fac și în Germania pentru diverse utilări. Și zice, bă, nu sunt confortabil cu ce se află în zona unde nu vezi. Adică tot felul de tubulaturi, mufe lăsate relativ libere, chestiuni de interioare care chițe destul de mult, dar măcar scaunele sunt relativ ok și mie mi se pare o mașină confortabilă, însă are câteva dichisuri care puteau fi mai bine făcute, dar designul e frumos și interior și exterior, e confortabilă, are foarte multe dotări potențiale, vine cu o bază destul de ok și e o bază bună de plecare. Mai departe, în funcție de ce face fiecare cu ea, ce tip de excursii, poate să-și o utilizeze cum vrea în toate modurile posibile. Eu zic că am detaliat cât se poate de tehnic, totuși o să mai deschid un pic capota ca să vă arăt și despre ce am vorbit, foarte succint, după care ne uităm la interior și facem și o probă de drum. Pe drumul înapoi spre a lăsa mașina, am parcurs destul de mulți kilometri în oraș cu ea, în limita unei zile, că am mai filmat ceva interesant mai devreme, și am mers și pe centură, un picuț de autostradă, ca să colectez așa niște consumuri, însă nu mi se pare că e o mașină la care pentru un preț de 100.000 orientativ contează atât de mult cât consumă. Așa ca spoiler alert, între 10 și 14% aproximativ, ca medie generală. Am uitat să zic un aspect important al motorului, faptul că intercoolerul este cu răcire lichidă. Și asta înseamnă că ai două circuite de răcire, chiar trei în unele situații, numai că ăsta e varianta mai simplă de motor de 1950, adică nu-i mai el hybrid, ăsta încă are curea de accesorii pentru alternator convențional pe 12V, compresor de aer condiționat și partea de pompă de apă. Însă cele mild hybrid au totul electrificat și având o baterie pe 48V pot să apeleze la ea. Practic, ăsta de exemplu e primul motor, seriile astea noi, care au sistemul primar de voltaj pe 48V și ăla de 12V este secundar. Pentru că la mașinile astea e compartimentul motor mai restrâns, bateriile se află sub scaun, așa că motorul e puțin mai puțin înghesuit în zona asta, dar oricum stă bine pe parte de scut termic. Și deși e îngrămădit, turbinele astea sunt destul de vizibile. Problema e că aici flăcările iadului. Este efectiv un motor destul de încins pe partea asta și grupul de turbine se poate vedea foarte clar. Asta este supapa pneumatică de legătură între turbine pe evacuare, care pune gazele de evacuare doar pe admisie sau pe ambele turbine și, practic, deși ai deschisă complet, ai zice, păi da, dar la turație înaltă nu trece peste ambele turbine gazul. Nu, pentru că gazul alege calea minimei rezistențe și e mai ușor să rotească ceva care e de presiune mică, că întotdeauna aerul curge de la presiune mare la presiune mică. Și exact asta este regula pneumatică pe care funcționează turbinele. În spate acolo e motorașul de geometrie variabilă și undeva dedesubt mai este o pălărie din asta pneumatică pentru wastegate-ul de la turbina mare și mai există de asemenea acolo supapa aia interesantă de control, care practic este reglajul dintre cele două turbine și undeva pe partea rece, adică în spate, e bulbul ăla cu arc care blochează accesul aerului pe partea inițială. Așa că vei vedea o admisie unde se află și calculatorul ca să fie răcit. Dedesubt se află intercoolerul, pentru că practic aerul intră pe aici. Pe un fel de tubulatură pe dedesubt intră în zona de spate a motorului, unde turbinele, după ce au gazul trecut în partea asta de aici, către DPF, toată zona de filtre AdBlue catalizatoare, practic făcând presiune pe admisie, trimit înapoi în admisie prin zona asta de răcitor și în felul acesta traseul aerului este odată așa în turbine, turbinele comprimă, trimit în admisie unde se află răcitorul ăla și direct în pistoane. Distribuția fiind în spate, pinioanele alea sunt evident greu de accesat și
răcitorul eghere de la partea de joasă presiune undeva pe acolo, în zona turbinelor, și ăla de înaltă presiune este în partea asta. Are supapă eghere electrică, dar și un comutator pneumatic care este în partea asta aici. Și de asemenea poți să vezi tot felul de pompe electrice, cum este zona asta de acolo. În linii mari, restul e cam ascuns, așa că mare lucru nu am ce să arăt pe aici. E un motor destul de similar cu cel pe benzină, pentru că acel M254 și M256, versiunile de 4 și de 6 cilindri, de asemenea au o distribuție absolut identică și pompa de înalte este tot pe lanțul de distribuție și la benzină, nu numai la diesel. În rest, cam atâta este despre mașină pe parte tehnică, hai să o vedem așa acumulat. Mie mi se pare drăguț cum arată, pentru că e relativ discretă, are pachetul ăsta de design destul de shadow, așa cu negru, și are mici elemente cromate, dar nu sunt foarte în exces. Și din profil are o proporție tot așa destul de reușită. Mi-a plăcut tot timpul căderea asta a geamurilor în partea de aici, care tind spre botul destul de agresiv, și îmi place că inclusiv varianta electrică nu arată ca EQ-urile normale, care sunt puțin cam domolite la design. Nu sunt neapărat fanul acestor jante, însă ele sunt foarte eficiente pentru că au un soi de formă de capac și în felul acesta previn, mă rog, turbulențele de aer. Și pe parte de design n-am ce să-i reproșez, însă sunt multiple configurații. Le poți face să arate, de exemplu, mai închis la culoare, cu contrast mai deschis, tot felul de nuanțe pe exterior, pe interior. Și aici, în partea asta de spate, ce mai e frumos la el este că are luneta destul de coborâtă și mi-a plăcut foarte mult o chestie, nu mai țin minte la asta, da, se deschide și geamul, o chestie la care BMW a renunțat, din păcate, pe modelele Touring. Și cu configurația asta de 6 locuri, mai are cât de cât un portbagaj pentru genți ceva, doar că recomandat e să-ți iei o cutie pentru el. Și strict sectorul ăsta este mecanizat, însă cel mare este motorizat. Și dacă te plouă, devine un cort la propriu, este foarte amplu acest portbagaj. Și în partea de aici, eu la 1,90 pot sta fără probleme, adică am o palmă în picioare. Iar aici se poate vedea că lucrătura este acceptabilă, destul de bună. Mocheta asta se simte plăcut, e păroasă așa, inclusiv pe partea de jos. Și scaunele astea se pot detașa complet, astfel cât îl transformi într-un cărător de orice vrei tu. Și de asemenea, pot fi montate în tot felul de configurații, dacă nu mă înșel, cred că le poți pune și invers. Dar asta pentru că unele vin cu banchetă, altele vin cu locuri individuale. Aici ai niște plase de depozitare și pentru că fiecare scaun este individual, centura este inclusă în zona asta de spătar. Cam atât. Nu mai are un buton de închidere pentru că ea nu are un keyless go. Cred că era împărțit în două butonul ăla dacă era, adică practic tu dacă ai mașina închisă, uite cum fac eu acum așa, și te duci frumos la ea, nu o să se prea întâmple nimic, decât dacă tragi de mâner, pentru că el a fost, n-am închis-o complet acum, dar e totuși ceva interesant. Ia stai să mă gândesc eu, pentru că asta au deschidere electrică, dar eu acum dacă închid mașina, e închisă, a claxonat, și fac așa, nu se deschide. Nici așa. Deci trebuie să apeși de două ori. Deci nu are keyless entry, se confirmă chestia asta. Așa că trebuie să faci așa și în principiu dacă apeși sau ții apăsat, ar trebui ca ușa asta să se deschidă. Ce interesant este că are ușă electrică pe ambele părți, o chestie care era opțională în trecut. Dacă vrei să intri pe rândul din spate, trebuie să dai scaunul ăsta cu totul la o parte și nu e neapărat cea mai comodă variantă. El se poate bascula mai multe poziții, că n-am eu mâini libere, o să intru așa că sunt mai subțirel. Și ce e de apreciat este că genul ăsta de mașini, având formă de paralelipiped, locurile sunt la fel peste tot. Și aici ai un sistem Burmester Audio care se aude foarte bine, niște grupuri modulare de pahare din astea, suporturi care se pot insera pe aici. Și de asemenea ventilații, climatizarea fiind special adaptată pentru genul ăsta de modele. Are suficient spațiu aici ca să stai destul de ok, chiar nu resimt vreo problemă de spațiu în zona asta de aici. Sistem audio ca lumea, la fel, am zis deja de fapt asta. Și câteva aspecte sunt că nu mai are toate mochetele astea puse chiar peste tot. Aici are butonul pentru închiderea electrică a acestei zone și există și versiuni care au aceste scaune cu reglaj electric, dar nu este asta de aici. Ce nu mai au în schimb, nu cred că au, nu văd alimentare electrică pentru astea. Deci dacă pasagerii nu-și pun centura, nu cred că îi notifică, șoferul nu-i notificat. Și în mod normal,
Scaunele încălzite sunt alimentate prin niște șine electrice sau prin cordoane electrice. Ce mai interesant la zona de față este că are niște mese foarte robuste cu un pachet de piele extins și cu o montură metalică foarte bună, deci sunt super rezistente. Și asta înseamnă că poți să iei masa frumos, dar poți să ai și o consolă centrală. Închiderea se face de aici și nu durează foarte mult. Are însă uneori un scârțâit așa și ușa la închidere și la deschidere. La un moment dat în partea de jos are o flambare. Se poate vedea pe video un pic, așa că n-are neapărat luxul unei mașini. Ce aș fi văzut un pic optimizat mai bine era dacă ușa se putea deschide o idee mai larg. Pentru că dacă scaunul e dat în față, e un pic de îngrămădeală în spațiul ăsta aici, cel puțin așa mi se pare mie. Nu are capitonaș pe aceste zone de depozitare și în zona de aripă, în față, undeva cred că se vedea la șofer mai ușor, nu are deloc zone capace din alea de antifonare, fiind, să zicem, tablă chioară. Dar ce-i de apreciat este partea de scaune. Mie îmi place designul acestui bord și, sincer, față de un E-Class 213, au scăzut considerabil greierii. Nu înseamnă că nu-i are, însă sunt cu mult diminuați. Ecranele astea nu produc niște zgomote nedorite, iar zona asta superioară e cu niște parasolare, lămpi, chestii de genul ăsta, oglindă cu cameră video, pentru că dacă e încărcată mașina nu vei vedea nimic fizic în spate, spațiile astea ample de depozitare cu zone de încărcător, unde eu tot timpul merg la drum cu turbochargerul 165 de la Vetter, acum cu cablu magnetic, care poate fi rulat sub forma unei spirale, să zic așa, pentru a putea ține excesul de cablu la încărcător și să-ți dai strict cât cablu ai nevoie. De asemenea, astea sunt cu reglaj, ca la stil Range Rover. Torpedo-ul este cu deschidere lentă și fix configurația asta, cu bord cusut în piele extins și cu un interior negru, mie îmi place cum arată. Comutatoarele scaunelor cu încălzire, ventilație, memorii, reglaje sunt prezente în partea asta de aici, plus lombarul electric pe 4 poziții de acolo. Iar farurile, pentru că ăsta e un facelift, au venit cu o grafică nouă și sunt multi-beam LED-uri adaptive, merg foarte bine. Și îmi place că nu e foarte stridentă, pentru că genul ăsta de mașini sunt făcute totuși pentru transfer aeroport, unde lumea vrea discreție. Păcatul dieselului respectiv AdBlue, care nu există să nu se strice. În cazul de față ai twin dosing, ai două dozatoare din alea încălzite, care se vor strica. Pompa de AdBlue se va strica. Trebuie pus AdBlue original, nu vă jucați cu chestia asta că s-ar putea să rămâneți în drum, că nu vă lasă computerul să mai mergeți. Volanul este încălzit aici, însă fix pe această configurație are reglajul manual și în momentul în care pui contactul îți dai seama că nu e hibrid, pentru că are tăgâdâm din ăla la pornire, cum îi zic eu, și față de S-Class-uri sau alte limuzine nu are posibilitatea de a apăsa un buton aici ca să poți regla scaunul pentru pasager. Și în rest, infotainment-ul este exact ca acela convențional pe care îl vezi pe niște mașini normale, în ideea că l-au simplificat. Mie îmi place mai mult. Comenzile astea sunt pentru ecranul ăsta, astea de aici pentru cel central și aici și un controller în partea asta de aici. Și ai clima asta pe mai multe zone care are suficiente reglaje, dar în spate nu ai o unitate de control pentru locuri, adică ea nu poate să-și regleze de acolo. Clima a pornit puțin mai tare, așa că o să o dai eu mai încet ca să nu se audă foarte tare. Și revenind la bord, de exemplu, bordul are aici singurele zone editabile pe centru și nu mai poți să schimbi ceasurile stânga-dreapta, în sensul că dacă dai așa, nu se mai găsesc meniuri suplimentare pe aici. Dacă însă apeși Home ăsta, poți să alegi, de exemplu, genul ecranului să fie cu grafică diferită. Ăsta la fel este interesant. Și de asemenea ai navigație full screen care funcționează foarte bine. Sistemele de asistență sunt comasate aici și mai are ceva interesant, faptul că ai date de service și îți arată tot felul de chestii de kilometraj. Mie îmi plac ceasurile astea clasic, pe astea le voi lăsa. Ecranul central, de asemenea, are o navigație și are sistemul de augmentare 3D. Adică, de exemplu, îți poate filma semaforul care e undeva sus și ca să nu ridici capul pe la parbriz, pur și simplu
filmează el și îți va arăta. Dacă setezi o adresă pe navigație, îți va arăta niște săgeți proiectate peste un film pe care îl ia camera de bord și pentru că ăsta nu are bordul iluminat în stilul ăla cu gurile alea de vierme, cum sunt astea de aici, nu se reflectă în parbriz ceva pe care camera aia să-l poată filma. Adică la un C-Class 206, chestiile alea se proiectează în parbriz și cum camera este în spatele parbrizului și luminează prin el, filmează prin el, preia, filmează și reflexia aia pe care ți-o dă pe ecran și se vede ca și cum ar fi o plasmă din aia arsă când rămânea sigla, nu știu, ProTV pe fundal. Oglinda este cu comutare din asta, mi se pare foarte ok, strict, ar trebui să fie pe majoritatea mașinilor opțiunile astea pe care le au ăștia. Și aici, pe lângă că ecranul este tactil, mie îmi place faptul că poți să-l reglezi și de la volan. Și de asemenea de la acest controller. Este, din punctul ăsta de vedere, un sistem foarte mișto, pentru că nu te condiționează, chiar dacă, de exemplu, ai o setare pe ecran de făcut, nu trebuie neapărat să-l atingi. Și de apreciat că climatizarea este la butoane și cu meniu suplimentar, ușile au deschidere electrică de aici și pentru că mașina este pe perne, în momentul în care apeși aceste scurtături, te duce, de exemplu, cu vederea către camerele video care arată foarte bine. De asemenea, ai navigația pe care ați văzut-o mai devreme și setările astea pentru mașină, unde dacă vrei, de exemplu, să ridici nivelul mașinii sau să-l cobori, apeși frumos de la versiunea asta de aici și, practic, tu când te duci în aceste favorite și tragi așa de ecran, vei vedea că ai aici niște scurtături pentru sisteme. De asemenea, bingăniturile de alertă, sisteme de viteză și așa mai departe, pot fi date pe silențios dacă ții lung apăsat pe această tastă. Uitați acolo unde scrie 10 km pe oră indicator ce se întâmplă când apăs astea. Off la alea. Și în felul ăsta e mai liniște mașină pe bingănituri, dar ți se arată limita de viteză. Asta mi se pare foarte ok. Și când vine vorba de setările mașinii, ele sunt grupate pe calupuri, adică strict ce ține de auto. Poate fi o zonă utilă partea asta de informare, care ți arată, de exemplu, diverse chestii de procentaj, accelerație, frână, treburi de genul ăsta și specificații care țin de motor. Presiuni, temperaturi, foarte bun acest meniu. Ai și meniuri de condus, în sensul în care ai un mod manual pentru transmisie, unul confort și unul sport, care după caz afectează și eventualele parametrizări ale suspensiei și alte chestiuni din astea. Iar legat de setările generale ale mașinii le vei găsi aici. Și ai, tată, rubrici câte vrei. Practic, calupurile sunt pe aceste zone de sus și fiecare din zonele astea are niște detalii suplimentare pe care, repet, le poți naviga și cu ajutorul degetului mare sau arătătorului de pe zona asta de aici. Adică poți să plimbi toate astea, răspunde foarte bine, are un feedback tactil și aici poți să vezi schimbătorul clasic simplu, care are parcul la buton și direcțiile așa. Și ăsta de ștergătoare, care din punctul meu de vedere nu e cel mai bun, în sensul că, de exemplu, dacă în grabă semnalizezi așa, dai și drumul la ștergătoare. Eu am pățit foarte des chestia asta și așa că prefer să apăs cumva. Problema este că teșitura asta nu este la dungă. Dacă ar fi așa, ar fi bine. Problema e că nu este așa și atunci tind să calci cu totul pe chestia asta. În rest, modulul de lumini pe partea asta de aici, astea de scaune oglinzi le-am arătat și cam atât în linii mari. Îmi place suprafața asta că e dreaptă și pot să montez, de exemplu, un suport de telefon pe ea. Spațiul ăsta de depozitare care e cu oblon are nenumărate fațete din astea în uși. Sincer, mi-ar fi plăcut să încap o sticlă mare de 2 litri, mai ales că o să mergi cu multă lume în mașina asta și sigur se va bea destul de multă apă. Hai să îi dăm un pic la plimbare ca să facem și niște impresii de condus. Având comenzile astea la mână, e ușor să setezi chestii pe aici. Și îmi place că au simplificat bordul, pentru că înainte era destul de complex. Ce îmi place la digital cockpitul ăsta de Mercedes este faptul că are ceasuri rotunde. Mie îmi plac astea că mi se pare că citești mult mai ușor de ele și am făcut ceva, dar eu nu vreau să fac chestia asta. Now shut up. Exact. Și e ușor să faci schimbările astea. Nu știu dacă pe ecran se vede în colț faptul că mi-arată pe unde să o iau efectiv. Pentru că e un sistem de augmentare virtuală 3D nebunii care este cumva în stilul în care l-are și BMW, pardon, că și iau chestia asta, deci filmează locuri. Adică gândește cumva interesant. Undeva e ceva liber, da. Bricheta de 12V.
Are o rază de bracaj bunicică, dar evident, trebuie să o, adică e bunicică pentru o mașină de 5,3 metri, dar strict așa ca mașină cu 4 roți, trebuie să gândești un pic mai mult ca la camionetă, așa. Dar oricum, e manageable, ca să vorbim în romângleză de asta. Aici la fel îmi arată mie exact pe unde să o iau și nu sunt neapărat de principiu să te iei orbește după navigație. Și hai să vedem dacă am flair bun sau nu. Ce e mișto la asta, zic că mi-ar fi plăcut asta să încapă undeva în ușă, s-ar putea să o mai auziți bâltăcânindu-se pe aici. Este vederea foarte bună și oglinda asta mi se pare că la fel ca multe altele, dar are reglaj de înălțime, dar nu-ți dă o stare de asta de amețeală. E chiar ok. Și mașina, pentru că are convertisor, merge foarte bine. Adică nu aș fi văzut bine că n-au pus cutie DCT pe asta, dar un Multivan, de exemplu, are cutie cu DCT și mi se pare că nu e pentru genul ăsta de mașină. Ea are suspensiile destul de confortabile, însă la, în esență tot un soi de dubă ești. Adică nu e perfecțiunea absolută în confort din perspectiva unuia care caută niște valențe de-astea foarte ample. Dar părerea mea personală este că e o medie bună și nu se aud boncănituri, șuieră vântul spre deloc. Mie personal mi se pare decent felul în care este făcută. Dar știi cum e, trebuie să scalez chestia asta la preț, adică la 100, deși mi se pare bine, deci cu 100 de mii, ce ți-ai, un Touareg mai binișor echipat, dar n-ai locul din asta, ca ai putere tot cam pe acolo sunt, sau poți să-ți iei cu mai puțin bani un Sorento din asta. Dar pe de altă parte, dacă de exemplu dai un pic pe dynamic, așa pe sport și dai o pedală, bă, lentă nu este. Doar că are un stil puțin mai dificil în partea asta de, să zicem, de condus. Și acum îmi dau seama că este crunt de aglomerat în față și n-am avut flair să o iau pe aici, că din păcate o să dureze foarte mult, nasolică. Mă rog, eu am peste o oră jumate treabă, sper să răzbesc până atunci. Ideea e că trebuie să ajung pe centură și ca să evit toată aglomerația respectivă ar trebui să fac niște ocoluri. S-ar putea să întrerup filmarea și să o reiau în momentul în care dau de un drum mai liber, pentru că n-am ce să vă arăt în traficul ăsta decât că se conduce ușor. Măcar am reușit să prind o repriză și așa, uite, în epoca asta aglomerată aș putea să pun un pic de accent pe partea de consum. Eu personal în oraș am obținut între 12,2 și 14,9, depinde de cum merge. O mașină însă care, totuși fiind grea și având un motor de 4 cilindri, nu are neapărat o detentă foarte puternică, adică dacă vrei o țâșneală bruscă nu prea se întâmplă, durează cam o secundă. Însă dacă e în boost și te joci un pic și cu padelele, mi se pare ușor de folosit. La mers din militari până aici pe centură am avut un 9,1 și condusă la pas alert, așa avea cam 78 viteză medie. Adică n-am ferit-o de depășire accelerației și în principiu la mers din ăsta stil autostradă, așteaptă-te să ia cam 9,2, 9,8, 10,2 în intervalul ăsta, dar evident, dacă ai cutie pe ea, mai pui niște biciclete sau o remorcă, s-ar putea să ai la un moment dat consum destul de susținut. De exemplu, dacă urci Poiana la Brașov cu mașina asta într-un stil în care îi conduce un sedan sportiv, o să ai consum de aproape 16. Și asta pentru că e în urcare, motorul e destul de chinuit din perspectiva faptului că are doar 2 litri, dar recunosc că nu e rău la condus. Adică, repet, pentru cineva care vrea pur și simplu să-și mute familia în vacanțe, în confort, e irrelevant motorul, pentru că cumva cumpără mobilitatea pe care ți-o dă această mașină și nu efectiv partea de pasiune. Dar poți să faci pasiune pentru un asemenea model, mie mi se pare unul reușit în felul în care este gândit și aș pune accent mai mult pe partea asta practică decât de rațiuni. Și da, interesant că cine are bani poate să-și facă cu Hofele, cu Lorinser, Carlson, care naiba mai fac tuning pe la mașinile astea și ori mai exista. Și Mansory cred că mai face de asemenea pachete diverse și de asemenea la Galați există o firmă numită Cembus,
care face ce vrei tu dintr-o mașină din asta. Ai 100 de mii și vrei să spună fântână arteziană, rezolvă băieții. Absolut orice. Interior, salon din ăsta făcut cu 6 locuri pe sprinter sau 8 locuri cu masă de ședințe, televizor, sistem suplimentar de aer condiționat, canapele, tot felul de modificări din astea foarte ample. Adică chiar se poate și nu aș, n-aș evita partea asta. Da, foarte interesant, zic eu, în perspectiva asta. Da. Bă, că curge totuși destul de ok traficul, dar în principiu mie mi se pare că e o mașină care poate fi condusă oriunde ușor și în oraș, deși e mare, nu găsești ușor loc de parcare. Nu e atât de mare încât să nu încape, adică sincer e cam cât un SUV de clasă mare. Totuși 5,5 litri de exemplu are un, o mașină făcută din asta, un Jeep Gladiator sau SUV-uri din astea mai mari, cum e GLS-ul, cred că au 5.1, ceva de genul. Dar e mare, adică nu încerc în vreun fel să-i ascund chestiunile astea. Și în rest, da, cam atât în linii mari pe partea de rafinament. La un moment dat o să trebuiască să intru pe centură, dar n-am chef să o iau pe zona unde anunță mie că ar trebui, adică pe pod, aglomerații și chestii din astea. Și eu zic că pot să continui așa filmarea cum este. Sistemele de asistență sunt bunicele, adică are pilot adaptiv, vede cu fața, cu spatele, laterale, toate cele. Nu e la nivelul de full self-driving și alte nebunii din astea, dar poate în viitor va fi. Ce mai îmi place este că chiar și când e puțin peste 1000 de turații motor, adică să-l numim generic subturat, mie mi se pare că e ok, nu vibrează. Și asta mi se pare mai important decât alte aspecte. Și așa, în linii mari, de când am luat-o eu și cât am mers cu ea, 13.6 media. Ea avea undeva 9.8 în bor pe, nu știu, 1000 de kilometri, ceva de genul. Faci 900 cu un plin, cel puțin așa arată estimativul aici din bor, dar depinde foarte mult probabil de cum o conduci, că în rest chiar n-am ce să-i reproșez pe partea asta de confort. E bine antifonată, nu se leagănă așa tare precum așteptam, adică asta e mișto că nu are izul ăla de dubă pe partea de confort, dar totuși e și o mașină scumpă, adică e în spectru de la 100 de mii de euro ar trebui să aibă chestiile astea. Așa, cred că ei au făcut o bază, pentru că și-au dat seama că majoritatea oamenilor caută mobilitatea pe care ți-o dă această mașină și are bifele generale de confort, adică ventilații, încălziri, clime, reglaje, dar poți să o faci mult mai mult de atât dacă vrei. Pur și simplu bifezi toate alea, scaune cu masaj, cu ventilații, cu parfumătoare, cu ecrane, sisteme infotainment, mese suplimentare, inclusiv poți să-l faci un soi de autorulotă din fabrică. Și poziția la volan e și foarte mișto, pentru că stai ca pe scaun la masă, la genul ăsta de mașină se potrivește, vezi foarte bine de sus și practic e un baby sprinter, e puțin mai mică dacă aș putea să o numesc așa. Și chestia asta mi se pare de apreciat la ea ca format. Da, e într-un fel o mașină foarte, foarte interesantă. Și te îmbie la calm așa. Poți să asculți o muzică bună, să te duci la drum. Cu siguranță încape absolut orice în ea, deci n-ai ce reproș să-i dai pe partea asta. Și îmi place că cutia automată pur și simplu decide aia pentru tine într-un sens bun. Dalea, excelența dumneavoastră, unde doriți să vă duc? La predeal. Du-mă la predeal, cu ce treaptă vrei tu. Adică nu deranjează, deși într-adevăr când turezi motorul mai tare și dai să depășești, mi se pare că se simte totuși că e un 4 cilindri care tinde să fie poate o idee mai gălăgios decât ai aștepta. Asta cel puțin e impresia mea. Dar într-un trafic din ăsta de navet, adică eu acum chiar simulez o rută care e foarte des întâlnită pe genul ăsta de mașină, și anume vizitele la aeroport, deși nu o să mă duc până acolo, dar îmi place faptul că pot să o testez într-un trafic destul de variat. Și acum, nu știu, momentan mă gândeam să opresc filmarea și poate mai trag un minut, două pe zona aia de mers puțin mai tare pe centură, dacă reușesc să prind liber, că momentan este extrem de aglomerat. Mulțumim proprietarului, care este foarte amabil. Și am amânat puțin livrarea mașinii, pentru că efectiv aș sta o oră pe centură, așa că
pot să vă arăt cam și cum trage la reprize. Bă, chiar e mișto la condus, adică, sincer, mi se pare cel puțin la fel de fluentă ca acea 3000 diesel la accelerații, doar că aia are un vibe aparte, așa, am mers recent cu un sprinter cu motorul ăla și la 5 jumate, adică în 20 de minute, cam așa, trebuie să mă văd cu cineva pentru o discuție. Nu va dura mult, dar mi-am dat seama, eu nu știu ce naiba m-am uitat la ceasul ăsta și credeam că mai am o oră jumătate până la meeting-ul ăla, când de fapt mai am jumătate de oră, deci am adăugat eu un fus orar acolo. Și am sunat proprietarul și zic, băi, pot să vin așa, doar că uite așa și fă-ți treaba. Și pentru chestia asta îi mulțumesc. Ce e mișto, uite, văd niște valențe interesante la navigație care ți arată toată partea de, na, cât durează condus, chestii din astea, și mi se pare că nu ai nevoie neapărat de Waze pentru treaba asta. Acum niște chestii interesante de raport de treaptă aș vrea să mai văd, dacă le dau pe manual. De exemplu, în treapta noua la 1000 de rotații pe minut are 80, adică are treptele foarte lungi în raport cu motorizarea asta, dar prin faptul că sunt două turbine și că își predau cumva ștafeta, să zic așa, merg foarte bine. Și la 120 de km pe oră are un 1000 jumate de turație, adică e genul ăla de mașină care stă foarte puțin turată pe autostradă. Și partea bună la treaba asta, părerea mea, este faptul că n-are zgomot. Adică chiar e bine antifonată și, sincer, deși e un dulap, are niște forme fluide. Și asta înseamnă că nu șuieră pe la colțuri, geamurile sunt duble, deci au vitrare din aia, din două spații. Și mi se pare foarte închegat așa. Și aici mi-am adus aminte că ăștia lucrând la metrou este foarte mare coadă. Ea te alertează că vede tot felul de chestii, că nu ții distanța, că stai prea departe. Eu nu mă simt confortabil cu zona în care sunt aici, așa că prefer să mă duc mai așa. O să fie jale cu lucrările astea de metro, s-a aglomerat aici, deci dacă aici plouă și este o zi de luni, o să meargă mașinile în trei rânduri unele peste altele. Și chestia asta, scena de aici, mă duce cu gândul de fapt la o scenă din filmul Falling Down pe care l-am văzut aseară și mulțumesc unui urmăritor că mi-a trimis filmul, l-avea în format video și l-a trimis pe un link. Și acolo era o scenă identică cu claxoane, până la-l mânca o muscă, era foarte, foarte deranjat așa de situație. Și omul ăla de fapt înnebunește din cauza societății, dar nu el era problema, ci societatea de lângă, știi? Adică era o scenă mișto când el avea un aruncător de rachete și el nu știa să-l folosească. Și vine un puș pe bicicletă și zice, păi deschide aia, pasă aici, întinde o chestie, trage. Adică practic copilul ăla știa să tragă cu o rachetă mai bine decât unul care lucra în domeniu oarecum. Că ăsta era arms specialist din ăsta. Problema e că societatea era de fapt beleaua, nu el. Și în final, mă rog, vă invit să vedeți filmul ăla că e tare interesant. Și acum îmi dau seama că sigur la prezentarea asta s-a uitat și un amic pe nume Radu, care are un model similar și care face drumuri intense cu genul ăsta de mașină, așa că eu zic că e ca lumea. Am apucat să le arăt niște chestiuni interesante. Aș fi vrut să îi arăt astăzi, dar cu timpul nu prea stau bine. Așa că am preferat să mă țin de filmare până la urmă și eu zic că a ieșit binișor. Așa că închei filmarea aici pentru că fiind crunt de aglomerat, n-am efectiv ce să vă arăt. Și cam atât. La revedere! Am stat un pic pe gânduri, așa că mă disperă aglomerația asta și efectiv mi s-a stricat și zona asta de filmare, pentru că va fi așa 2 ani sau 5 ani când ai lucrează metrou aici. În militari are aglomerat, sunt zone unde n-ai timp să ajungi, deci Bucureștiul practic are o paralizie generală când vine vorba de trafic și treaba asta, nu știu. Mă gândesc eu cum va fi și mai rămâne acum să închidă podul Basarab și grantul pentru renovări suplimentare și lucrăm de acasă cu toții, că n-ai unde să te mai deplasezi. La revedere!